Salutare fraților, eu sunt Runner și astăzi vom juca din nou FIFA 16. După cum știți din ultimul episod, am rămas la 7 meciuri, divizia 10 și 7 puncte. Ne mai trebuie doar 2 puncte ca să obținem promoția. Hai să-i dăm play match. Dar de data asta cred că voi fi nevoit să fac niște mici schimbări pe aici. Hai să vedem care e mai afectat, să zic așa, care nu prea mai nu are de ăsta fitness. Avem aici un right back cu care nu prea am cu cine să-l înlocuiesc. Să bag un CB. În atac e destul de ok, ba nu. Avem unul de 81 acolo. Vreau să caut unul cu puțină viteză, dacă se poate. Hai să vedem. Deci Haliti ăsta cred că ar fi cam cel mai bun, să zic așa, pentru a înlocui. Băgăm și aici pe dreapta pe și pierdem tot chemistry oricum meciul ăsta. Va fi destul de nasol. Da, asta e treaba. Trebuie să facem și noi unele modificări pentru că nu mai au băieții ăștia fitness. Sunt cam rupți de oboseală și treburi. Trebuie și ei înlocuiți. Stai că-l bag pe ăsta că e mai bun. Un esti, băgăm și pe el. Ba nu, băgăm pe ăsta, băgăm pe... Avem vreun american acolo? Nu. Dar... Să-l băgăm pe doi. Ăsta face chemistry? Da, face chemistry cu ăsta de aici, ceea ce e. E destul de ok. Și cine ar mai fi de înlocuit? Deci mai avem unul aici pe mijloc. Un CDM, dar nu am eu CDM. Nu am decât CM și o să-l bag pe ăsta pentru că e singurul pe care l-am din echipa asta, super, super ok. Glumesc, bineînțeles. Dau acum să ne caute un adversar și să vedem dacă reușim să câștigăm cu echipa asta care e destul de vărzuță, să zic așa. Dar noi plecăm de fiecare dată încrezător la drum și sperăm că vom câștiga. Uite că ne-am găsit și adversar. Sper să nu avem lag. Asta mă rog de fiecare dată când încep un match. Să nu fie lag, să putem juca cum se cuvine și chestii. Hai să vedem. Echipa lui e mult mai ok decât a mea, cel puțin. Are și chemistry 69, rating total 68. Nu-i rău, nu-i rău. Dar hai să vedem cum se descurcă el ca jucător. Pentru că dacă nu e tare bun, putem câștiga. Sunt șanse să câștigăm. Hai să așteptăm să încarce. Încarcă o dată, încarcă o dată. FIFA 16, FIFA 16. Ok, hai că s-a încărcat în sfârșit. Și suntem pe stadionul Al Jayed, un micuț stadion. Care este stadion? UTA Arad se numea? UTA Arad 1945? Bă, o fi român ăsta? Sau UTA Arad, da. Cred că e român. Sau nu știu de ce s-ar fi numit UTA Arad. Fai, ce șut! Ce șut de tot rahahahahahatul! Da, nu-i nimic. A fost decât prima ocazie. Și abia minutul 2, mai sunt minute de jucat, așa că nu ne panicăm. Hai să vedem dacă se gândește și el să trag o dată mingea asta. Hei, haide-mă o dată, frate. Ce dracu faci? Deja nu mai e la PC? Ba da, e. Nu știu ce făcea. Ce aștepta el acolo. Da, sigur îți reușea pasa asta. Sigur, mai mult ca sigur. Și aici foarte bine pentru Kelly. Kelly! Ai, ai, ai. Da. Nu m-am descurcat foarte bine. De ce mi-a schimbat jucătorul? Nu știu.
aici greșește omul meu. Omul meu, adică el, mă refer, bineînțeles. Dar nu la asta! Hai! Și ce gol! Ce gol, portarul, mă mir că n-a ieșit la faza asta, sincer. Deci hai să vedem de ce n-a ieșit portarul. A vrut să iasă, apoi s-a oprit, nu știu ce a fost acolo în capul lui. Dar avem 1-0 și asta e ok. Iar de ce faci chestia asta? Spune-mi și mie care e motivul să faci chestia asta. Adică de ce stai și aștepți așa de mult? Un fake shot acolo. Și cam atât. Aici foarte bine îl deschid pe ăsta. Foarte bine îl fentez din nou. Da, bă, ce ușor îmi ia mingea, mă. Asta mă enervează cel mai mult. Ia foarte ușor mingea astea. La fiecare meci, nu doar la asta. Și, wow, frate. Wow, frate, cum a scos-o. Aici a făcut o treabă bună portarul. Nu avem ce zice. Hai să vedem centrarea asta. Da, dacă reușeam să o iau, putea să fie al doilea gol, dar nu a reușit să o ia al meu și aici mă prinde un pic descoperit, să zic așa. Vai, cum a evitat. Cum a evitat acest tackle. Foarte bine aici intervin și devie șutul ăsta, care putea fi periculos. Dar am intervenit foarte bine prin alunecare și nu am dat nicio emoție portarului, ceea ce e super ok. Aici o pasă bună. Pasă bună, dar s-a izbit pur și simplu cu mingea în mine. Și pot eu declanșa aici contraatacul. Da. Din nou foarte ușor pierd ai mingea, doar să ating un pic de ei și gata, mi-a luat mingea. Cam asta se întâmplă la fiecare meci, nu știu de ce se pierde așa de ușor mingea. Ori pentru că jucător de bronz. Aici o pasă foarte bună. O pasă foarte bună acolo. Hai să vedem acest șut. Da, nu era șutul. Dar portarul a intervenit din nou bine. Pentru el acolo. Foarte bine aici. Foarte bine din nou. Și... ai, frate. Mi-a tăiat bine fața. Wow, printre picioare i-a trecut-o. Destul de nasol. Hai să dăm un pic la portal să jucăm safe. Și încercăm să găsim un... nu, nu am găsit niciun coechipier din această aruncare. Hai să vedem aici. Și ne apărăm cât mai ok și cât mai bine. E foarte bine. Ah, da. Mă gândeam că poate scap fără faul, dar nu a fost așa. Să vedem dacă trage pe poartă, să fim acolo. Din nou foarte bine. Am stat cu jucătorul meu. Hai să vedem aici. Nu trebuie să-i las prea mult spațiu. Foarte bine. Da. Hai, frate, dar de ce ți-o prelungești așa și nu fugi după ea, mă? Ce dracu, frate? Fuck it. Serios, chiar mereu? Ce naibă? Ce dracu. Uite, bă, ce face asta. Deci n-am niciun jucător care să-l ajungă. Nu știu ce să zic. Ia uite ce. Ce pase prostești. Sincer. Da. Din nou destul de prostesc aici. Iar a dat fix în el, a dat această pasă. Uite, bă, ce ușor îmi ia mingea, mă. Ce mă poate enerva treaba asta? Da, e offside oricum. Dar mi-a foarte ușor mingea, se atinge un pic de mine, pac, mi-a luat mingea. Bă, frate. Și aici parcă e un pic de lag. Sper să mă înșel eu. Și să nu fie lag.
Da. Uite și tu. Uite și tu cum se pierde a meu imediat. Foarte bine din nou aici. Rămân ferm acolo pe poziții și aici din nou îmi las un pic de spațiu. Da, și am încercat prea mult. M-am dus cam drept. Nu m-am așteptat să rămân așa ferm cu jucătorul ăla, sincer. Foarte bine aici. Am văzut acest umăr la umăr. Foarte bun. Nu avem ce reproșa jucătorului nostru la faza de mai devreme. Și aici încerc să-mi fac puțin spațiu. Pentru că... Bă, ce ușor pierde, mă! Ce ușor dă drumul la mingea aia. Fiera-i mama e de treabă și de tot. Lasă-l că-i faci penalti acum. Că așa se întâmplă. Ții, dai un pic să-l incomodeze un pic și după aia îl trage jos. Mai ales când e în careu, dar când e afară nu l-ar trage jos niciodată. Să vedem aici o acțiune foarte bună. 2. Păi, ce cap a tras ăsta. Aiurea total. Da. Nu prea a avut bă, ăsta ocazii, dar a făcut foarte multe tackling. Tackle-uri. Tackling-uri, căcat. Și mi-a oprit destule acțiuni, să zic așa. Poate puteam să am mai multe șanse. Dar s-a descurcat bine pe partea defensivă. Și aici 2-0. Cum l-am prins, l-am și pălit. 2-0, minutul 47, foarte bine. Nu s-a aștept aici să mă învârt așa, s-a văzut că a plecat în partea opusă. Și a fost ok treaba asta pentru mine. Pentru că dă-mi-l pe ăsta, te rog. Dă-mi-l pe ăla, te rog. Trebuie să-l și rogi ca să îți dea anumiți jucători. Nu merge doar cu... Hai să vedem aici. Foarte bine îl văd pe ăsta pe mijloc. Da, dacă ar avea un pic de mai multă viteză, ar fi fost o treabă. Așa, s-a pierdut acțiunea în zadar, să zic. Aici am nevoie de treaba asta foarte bună făcută. Hai să vedem aici. Haide. Foarte bine a sărit. Dar de ce te-ai lăsat jos? De ce te-ai lăsat jos, Haliti? Și... Mamă, frate, ești serios? Cum a dat-o? Cum dracu arăta de acolo? Bună întrebare. Cum arăta de acolo, nu știu. Ce ușor, bă, ce ușor. Nu mi-explic cum pierde așa, deci n-au fizic deloc, ce dracu. Bă, fizic deloc, ce naiba, nu știu. Dar foarte ușor se pierd unele mingi. Foarte, foarte ușor. Nu mă aștept. Auzi, nu mă aștept. Aia. Sta bine acolo. Nu am ce spune. A stat bine și mi-a luat mingea. Da. De ce a lăsat mingea acolo și nu a mai făcut nimic? Bună întrebare și asta. Și aici cred că e minge pentru mine, da. Ceea ce e foarte bine. Țin cam tare mingea asta. Să vedem dacă reușim. Da, ce stop. Ce stop de milioane ai pus, băiatul. Și îl lăși pe ăsta să aibă din nou o, cum să zic, jumătate de ocazie. Ia uite-vă, bă, frate, ce stopuri aveți. Deci să joci cu jucători de bronz e fucking greu. E foarte greu, frate, pentru că sunt așa de vărzari, nici nu știu cum să le spun. Sunt foarte varză. Foarte varză jucătorii de bronz. Serios acum. Ha,
Aia, ia, ce bine m-a ghicit aici. M-a anticipat bine și mi-a recuperat. A recuperat, adică mingea nu mi-a recuperat, că nu mi-a recuperat-o mie. Da, de ce așa de tare? De ce tocmai la ăla? Sunt întrebări fără răspuns. Și aici trebuie să am grijă pentru că s-ar putea să fie ceva pericol. Da, nu a fost. Cu atât mai bine. Trebuie să joc cu pase foarte rapide și cu pase din prima. Ca să pot face ceva. Gen ăstea, da. Date mai bine, că dacă nu, ne căcăm pe ele. Că n-avem ce face cu asemenea pase. Aici, ai, ai, ai. Da, trebuia să mă întorc acolo. Și e un pic de lag, după cum vedeți. După cum puteți observa și vedea și chestii. Mamă, dacă reușea și chestia asta acolo, era destul de nasoală treaba. Pentru că eu nu mai aveam niciun fundaș cu care să-l intimidez cel puțin. Nu mai aveam nimic. Scăpa singur. Și din nou aici rezolv bine situația. A început să fie destul de, cum să zic eu, destul de, bă, nu-mi vine cuvântul. Destul de periculos, așa, nu-mi venea cuvântul. E destul de greu să mă concentrez bine aici ca să pot juca, să fac un match bun și să găsesc uneori cuvintele care nu prea vor să-mi vină câteodată. Da, n-a fost cea mai bună fază asta. Vai, ce m-a păcălit aici. Și aici e destul de nasol. Ce? Dacă era penalti acolo, wow. Era nasoală treaba. Nu offside. Era offside, sigur. Hai să vedem aici. Vreau o acțiune bună. Și, mamă, cum... Ce a fost aia? Nu înțeleg. De ce a căzut la genunchi așa, fără motiv? Adică, cred că a fost fără motiv, nu... Nu știu de ce ar fi căzut în genunchi altfel. Până în vedere că nimeni... Mamă! De ce n-ai un pic de viteză? De ce oare? Da! 2-0 se termină acest meci, fraților. Meci destul de greu, să știți. Adevărul că am și niște jucători de tot căcatul, cu care e foarte greu să joci, dar e ok. A fost un meci destul de greu, s-a apărat destul de bine băiatul ăsta. Și cam atât și pentru acest meci. Avem 10 puncte deja, ne mai trebuie 2 puncte să câștigăm titlul și mai avem 6 meciuri la dispoziție. Bine, e și divizia 10, nici nu putem să zicem să ne așteptăm la mai puțin de atât. Deci 6 meciuri, 10 puncte, e foarte bine, zic eu. Și dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut, like. Și cam atât. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, am fost Runner, ceau băieții.